Uite aici. Na, spune tu. Coaja asta, uite și dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie, e super gustoasă. Aromă, parfum, tot ce vrei de la o pâiniță. Pâinea noastră, cea de toate zilele. Dragii mei pofticioși, vreau să fac pentru voi o pâine după o rețetă mai specială. Prin căutările mele am dat peste ceva nemaipomenit și vreau să o încerc. Vreau să o încerc să văd dacă este ceea ce trebuie, să știți și voi cum se face. Căci, sincer, e a doua oară când fac pâinea asta și nu mi-a ieșit. Atât de secretoși sunt oamenii pe planeta asta. Dar, cum știți voi pe Constantin și pe Paul, ei bine, ne-am pus mintea la contribuție, nu că am fi doi în unu, ne-am pus mintea la contribuție și am încercat să aflu rețeta cum se face pas cu pas. Iar acum vouă asta am să vă arăt. Vă dau toate secretele să știți și voi cum să obțineți o pâine de senzație. Pâinea ce vreau să o pregătesc este o pâine turcească, o pâine numită ekmek. E o pâine ce se face după o tehnică mai specială și o să vă zic așa. Un prim secret și al doilea secret. De ce? O să vedeți imediat care e strategia și care sunt pașii pentru a obține această pâine minunată. Și da, sper să mă ducă cu gândul în copilărie când era acea pâine tigrișor, pâine turcească imediat după Revoluție, cu care am crescut o bună parte din noi. Hai să o pregătesc pentru voi și să vă arăt pas cu pas cum se face. Fără secrete, fără nimic. Totul dat din casă de către șef Paul și Constantin. Hai să o pregătesc. Și iată aici prima mișcare. După cum vezi, am vreo 10 grame de drojdie. Drojdie proaspătă. Uite așa, o pun aici. Îi pun puțină apă rece. Amestec. După care am să pun peste 100 de grame de făină. Uite așa. Făină albă de grâu, normală, de pâine. Iau și amestec. Și, dragii mei, așa se face premixul la această pâine. Un fel de maia. Avem și noi maia noastră, că și bunica făcea așa, că țin minte. Dar nu e tot. Asta e doar începutul. Hai, mai pun puțin apă, iau și amestec, să obțin un fel de aluat mai molcuț. Uite în genul acesta. Iacă-te, ăsta e. Ăsta e amestecul de care am nevoie. Din el voi obține maiaua ce voi folosi la aluat. Și direct cu ea la frigider, la rece. Pentru cât? Pentru următoarele 16 ore. Da, e nevoie ca acest aluat ce l-am făcut rapid să fermenteze timp de 16 ore la rece, timp în care acest premix va fermenta foarte lent, lăsând loc bacteriilor să dezvolte arome. Arome, arome și iar arome. V-ați prins voi, corelația cu șef Paul Constantin, căci asta caut eu atunci când pregătesc ceva de alegorie. Iar pâinea e într-adevăr ceva ce nu trebuie să lipsească de pe mesele românilor. Dragi pofticioși, acest premix merge la frigider 16 ore. Și ca să vezi că nu am pierdut timpul de pomană, ei bine, am aici un premix gata făcut. După 16 ore. Ia uitați-l cum arată, ce bule s-au format și cât de mult a crescut. Exact aceleași cantități, aceeași materie primă și uitați și voi ce bine arată. Iar mirosul, dăm voie să spun că am umplut studioul de ferment de drojdie cu aluat și să înceapă treaba. Așa cum am spus, premixul acesta vine prima oară. Vine pus în bol. Am aici bolul de la Planetar pentru că, da, am Planetar și trebuie pus la treabă. Până acum încă nu și-a scos banii, așa că hai să-l mai muncesc puțin. Iau frumos fermentul, ia uite ce bine s-a făcut. Se întinde foarte bine. Și asta va face pâinea noastră foarte specială. Mai exact 110 grame plus puțină apă, vreo 100 și vreo 30 de grame de ferment de asta. Dar aici constă secretul în dezvoltarea aromelor. Iar bunicii noștri știau lucrul acesta și dezvoltau niște arome la pâine ceva de numai. Cu drojdie de vin, cu drojdie de bere, găseau soluții să fie o pâine pe gustul tuturor. Pentru că noi avem pâinea înrădăcinată în mintea noastră. Peste acest minunat premix am să pun 900 de grame de făină. Făină albă de grâu. Triplu zero. O pun aici, perfect. Și da, am să pun și niște apă. Dar apa ce am aici e apă cu gheață. Da, dragii mei pofticioși, apă cu gheață. Și o să spun și de ce pun apă cu gheață. Pentru că în momentul în care voi învârti acest aluat la Planetar, se va genera căldură. Iar acest aluat trebuie să-l păstrez la o temperatură constantă și joasă. De ce? Pentru că mă interesează aromele. Iar aromele se dezvoltă atunci când fermentarea are loc mai greu. Da, adică cu cât încetinez procesul de fermentare, cu atât dezvolt arome și arome și arome. Deci am să pun apă, apă cu gheață. Vreo 300 de mililitri, dacă mai e nevoie am să mai pun și cu siguranță va mai fi nevoie până în vreo 600 de mililitri, dar important e să fie rece. Rece ca gheața sau bun, rece. Iau și cobor Planetarul. Perfect. Și înainte să-i dau drumul, am să-ți mai spun ceva. Tot o informație foarte bună pentru această minunată pâine.
Acest aluat trebuie frământat timp îndelungat. În felul acesta dezvoltăm rețeaua de gluten, în felul acesta pâinea va fi ceea ce trebuie. Și da, asta urmărim, să fie o pâine aerată, pufoasă, ușor gomoasă și în același timp cu o coajă super crocantă. Da, pofticioșor, am să malaxez acest aluat timp de 20 de minute pe ceas. Iar dacă faci la mână, mi-e cam milă de tine. Că 1. O să-ți înghețe mâna de la atâta apă rece cu gheață și 2. Va trebui să dai din mâini măcar jumătate de oră. Așa că e bine să faci pâinea aceasta dacă ai planetar la dispoziție. Dacă nu, mai am rețete de pâine. Dă o fugă prin playlist-urile mele și ai să găsești acolo mai multe tipuri de pâine. Am și pâine cu cartofi, am și baghetă, am o grămadă. Acum hai să revenim la pâinea noastră. Ecmec. Hai să dau drumul la planetar și să înceapă gălăgia. Start cronometru. Și mai dau cu puțină apă. Apă cu gheață. Rece ca gheață. Dacă pică și cubul de gheață, nu-ți bați capul. Știu că în acest aluat va intra undeva la 650-700 ml de apă. Așa că stau liniștit. Oricum, am să-ți las exact cât apă a intrat să știi și tu ce ai de făcut. A few moments later. Ia că au trecut 10 minute de când aparatul meu se încinge. Și acum a venit momentul să pun sarea. Mai exact 10 grame de sare. Pun sarea. Și am să las să se învârtă sarea încă 5 minute. În felul acesta se va dizolva. Acum hai să aștept să se învârtă și sarea. Și au mai trecut 5 minute și acum a venit momentul să pun drojdia. Da, pofticioșor, abia acum am să pun drojdia. Și am aici 42 de grame de drojdie pentru 1 kg de făină. Mă rog, 900 de grame plus premixul ce l-am pus. De ce pun 42 de grame de drojdie la 1 kg? Ei bine, că atâta zice cubul. Și dacă atâta zice, atâta pun. Înainte, da, doamnelor, aveți mare dreptate, înainte drojdie era ceva mai serioasă, mai plină de bacterii, mai voioasă. Dar acum, de când cu consumul, de când suntem în capitalism, ei bine, nici drojdia nu mai e ce a fost. Așa că, dacă vrei să ai ceea ce trebuie, respectă indicațiile de pe ambalaj. S-ar putea nici să nu le mai găsești, indicațiile pe ambalaj. Dar regula e simplă. 25 de grame de drojdie la jumătate de kilogram de aluat. Așa că, pofticioșor, pun și drojdia. Tocmai acum. Și am să fărm așa cubulețul și îl pun peste tot. Uite așa. Și acum ce fac? Ei bine, te-ai prins! Ultimele 5 minute de amestecare. Momentul în care drojdia va ajunge peste tot în compoziție și va ajuta premixul în procesul de creștere. Hai să-i dau drumul! A few moments later. Gata cu gălăgia, să înceapă odihna pentru subsemnatul. L-am cam chinuit. Ia câtă cum arată acest minunat aluat. Am să iau să îndepărtez de pe paletă. Ia uite ce elastic e. Asta am urmărit, să activez glutenul, să fie ceea ce trebuie. Apă am pus 650 de ml. Aluatul să știți că este rece, așa că puțină făină pe blat. După cum știți, toată masa mea e un blat de lucru. Dau și aici cu puțină făină. Și ia uitați voi aici ce fin este acest aluat. Da, dragilor, asta trebuie să urmăriți, să aibă finețea asta, să aibă luciul acesta. Și da, aluatul acesta chiar are luciu. E ceea ce trebuie. Acum nu fac altceva decât am să-l tai pe din două. Ia ca așa. Ia uite ce elastic e. Ăsta e semn foarte bun. Formez și pe cea de-a doua. Uite aici ce lucios e. Pâinicile astea undeva la 800 de grame. La cantitățile ce le-am pus, cam aici am ajuns. Așa că o să iasă ceea ce trebuie. Da, pofticioșilor, nu fac altceva decât le las undeva la 10 minute, așa, sub acțiunea mediului înconjurător, fără să le acopăr fără nimic, doar cu puțină făină deasupra, le las 10-15 minute, după care ne apucăm de ele. Acum, pofticioșilor, fiți atenți cum se formează acest aluat. Da, e și aici o tehnică ca să păstrăm forma celebrei pâini ecmec. Așa că, întind puțin, eu vă arăt varianta cu încetinitorul. Experții știu să o facă la alt nivel. Dar vă arăt tehnica să știți și voi cum puteți să o modelați foarte, foarte ușor. Așa că, întind frumos în dreptunghi, ia ca așa. După care iau cele două colțuri, le aduc aici, apoi mijlocul îl trag aici, din nou rotesc, apăs puțin, iarăși iau și din nou rotesc. Da? Și după cum vezi,
avem aici partea mai bombată și partea mai subțire. Acum nu fac altceva decât îi mai dau două turi așa și iată, asta este forma ce trebuie să obții la celebra pâine ecmec. Mă ocup și de cealaltă și o pun în tavă. Acum, dragilor, am să acopăr totul cu un ștergar tradițional moldovenesc, brodat de bunica. Uite așa, pun aici, ia uite ce model minunat are. Pânza cealaltă am folosit-o la rețeta de plăcintă cu brânză. Rețeta aia minunată o găsiți aici sus la recomandări și aia fantastică. Un fel de lavaș cu brânză de vaci și cu smântână pe deasupra. Doamne, cum a mers și aia, Doamne, cum a mers. Acum facem pâine, că da, mi-era dor și mie de făcut pâine de casă după o rețetă turcească. Timp de o oră nu-i fac nimic, îl las să dezvolte arome. Uha, abia aștept. Iar înainte de a o da la cuptor, stai alături de mine să-ți arăt ce trebuie să-i faci, să faci pâinea asta cu totul și cu totul specială. Hai că am să-ți arăt toate secretele să obții ceea ce trebuie. O pâine nemaipomenită cu care voi imi pe toți cei care sunt la tine în casă. Ia că a trecut o oră de când această pâniță stă la dospit. Hai să vedem cum arată. Da, e o leacă de pâine, nu alta. Acum am să iau puțină apă și am să perii această pâine cu puțină apă. Ăsta e un alt secrețel ce te invit să-l faci ca să-ți iasă ceea ce trebuie. După care, fii atent, iei puțin mălai și pui așa pe deasupra. Dai cu apă ca să se lipească mălaiul. Dacă vrei, poți să-i pui semințe de susan, semințe de mac, ce vrei tu. Însă eu merg mai pe tradițional. Așa am văzut și așa vreau să procedez. Mălaiul e galben și capăt așa puțină culoare de ou. Pentru că dacă vrei, poți să consideri că pâinea aceasta se potrivește de minune în post. Doar apă, făină, drojdie și sare. Atâta are. Și acum puțin mălai. Pâinița aceasta trebuie să se bucure de o temperatură ceva mai înaltă, undeva la 220 de grade pentru 30-35 de minute și se va coace exact așa cum trebuie. Da, specific ei, mai trebuie să-i fac încă o mișcare. Iar acea mișcare e următoarea. Am aici o lamă și am să aplic aceste pâini o tăietură. Da, așa se poartă. Așa e tipic la această pâine. Tăietura aceasta va permite pâinii să înflorească. Așa că m-am dotat și cu lamă super ascuțită să poți să tai așa cum trebuie, ca la carte. O tăietură curată dintr-un capăt în celălalt să permitem acestei pâini să înflorească. Și sper să iasă așa cum am văzut eu pe la mai mari brutari turci. Hai să vedem. Și uite așa, fac tăietura. Una, două. Și am plecat cu ea la copt. Așa cum a spus, la temperatura potrivită. Și, dragii mei, iacătă-o. Iacătă pâinea ecmec. Uite-te aici cum arată. Nu am florit cum mi-aș fi dorit, dar să știți că e bine. E ok. Pentru a treia încercare, eu zic că e bine. O las puțin să se răcorească. Acum, pofticioșor, am să iau pâinița și am să o pun pe pânză. Să nu se încruzească, Doamne ferește, că am muncit la ea. Ce pufoasă e și ce frige și ce miros are de numa. O pun așa aici, iau și pe următoarea, pun aici și parcă îmi vorbești. Se aud așa mici pocnituri, spune, mamă ce bună sunt, mamă ce bună sunt. Da, e bună, numai bună de mâncat, peste câteva minute. Ha, iau și o acopăr, după care obligatoriu trebuie să tai din ea, că nu se poate altfel. Nu se poate altfel. One eternity later. Și iacă-te, pofticioșilor, momentul mult așteptat și îmi place nemaipomenit de mult. Uite aici cum arată și parfumul acestei pâinici e de zile mari. Metoda, tehnica prin care am pregătit-o, ați văzut-o și voi, e genială. Așa că, pofticioșilor, haideți să vedem cum a ieșit pâinița asta. Că, sincer să zic, e moale, e pufoasă, exact cum trebuie să fie, o pâiniță făcută în casă, după o rețetă turcească. Asta e. Da, hai să o tai pe jumătate. Să vedem secțiunea. Doamne, cum intră ca prin brânză, ca prin unt. Și alături de voi vă arăt. Ia uitați aici. Ia uite aici. Ia uite aici. Miezul ăsta e de milioane. Fii atent cât de pufoasă e. Uite aici. Wow. Un parfum de zile mari. Un parfum de zile mari. Hai să o tai și felii. Să gustăm, să vedem dacă e ce trebuie. Încă e călduță, că na, așa place pâinea. Fii atent ce aerată e, ce pufoasă e. E ca un buret. Apeși pe ea, își revine instant, nu alta. O splendoare de pâine. Dragii mei pofticioși, am făcut și eu pentru, să spunem, a treia oară pâine turcească. Ecmec. Nu e chiar ca aia, dar să știi că mă apropii.
ușor, ușor mă apropii. Ce trebuie ținut minte este tehnica de preparare a acestei pâini. Și ați văzut și voi, un premix, o maia gătită cu 16 ore înainte, apoi pașii ce am făcut când am făcut aluatul, timpii de așteptare. Totul trebuie să fie sincronizat ca să-ți iasă ceea ce trebuie. Ar mai lipsi un cuptor pe lemne ca să fie așa cum îmi doresc, dar cine știe. Odată și odată o să vină și cuptorul acela pe lemne pentru că muncim pentru asta. Dragii mei profticioși, a venit momentul să gust să vă spun și vouă cum a ieșit această pâine. Dacă e ce trebuie, dacă e exact cum trebuie. Că știți și voi, românii e pretențioși la pâine. Hai să vedem cum a ieșit. Nu pot să nu remarc faptul că e aerată, e foarte pufoasă, uite și tu aici, în același timp elastică și asta se datorează faptului că am lucrat la acele legături, am lăsat la malaxat vreo 20 de minute și da, uite-o, exact cum trebuie. Ăsta e motivul pentru care obținem aceste frumoase pufoșenii, legăturile acestea și da, e exact cum mi-am dorit. Hai să vedem dacă la gust e ceea ce trebuie. Și o să iau cum ies. O să fiu cât se poate de sincer cu voi și am să vă spun așa. Pâinița aceasta e foarte delicioasă. Textura ei e un pic mai gumoasă decât cea cu care suntem obișnuiți. Dar celor cărora le place astfel de textură, e genială. Și îți zic asta pentru că eu mă număr printre cei care iubesc textura asta. Vreau puțină consistență. Eu nu vreau pufoșenia aia la pâine ca să se topească în gură. Nu, eu vreau să știu că am mușcat dintr-o felie de pâine. Asta vreau eu, așa am crescut și asta am primit. Exact ce îmi place mie. Și da, e super gustoasă. Mamă, 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 mamă. Cu așa, e exact cum trebuie. Nici prea tare, nici foarte moale. Simți textura, are exact ce trebuie. Partea asta grunjoasă de la mălaiul ce l-am pus îi dă un aspect nemaipomenit. Și bofticioșor, mai ales că urmează postul, vrei să faci o pâine? Ia câte-o. Ai o opțiune sănătoasă de pâine de casă. Așa că bofticioșor, ce să mai zic? Pâinea super delicioasă. N-ai cum să spui altceva. N-ai cum. Ar fi păcat. Ia uite aici. Uite aici. Na, spune tu. Coaja asta. Uite și tu. N-ai cum. Și ia cătă. Na, am și rupt. Fii atent aici. Aromă, parfum, tot ce vrei de la o pâiniță. Dragii mei pofticioși, până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți frumos de amintiri mereu pofticioși cu gândul la pâinița aceasta, ce trebuie să o faceți numai decât. Eu știu la ce merge. Da, acum câte caldă mă duc și pun niște untuț pe ea, niște ulei de măsline, puțină brânzică și o să meargă de numai. Da, evident că alături de un pahar de vinuț. Hai, mă duc să anunț lumea că e gata pâinea. Pa, pa și toate cele bune. Ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Pa, pa!